sau dus nu aveți și ai intrat pe acest videoclip pentru că nu vrei să o dai în bară. În acest videoclip m-am gândit să vă spun cum să fiți un YouTuber care să nu aibă eșec. În lumea asta sunt 45,9 milioane canale de YouTube. Și gândiți-vă că din aceste 45,9 milioane, puțin sunt oameni cu succes. De aceea m-am gândit ca în acest videoclip să vă arăt cum să nu fiți un YouTuber de eșec. Pentru că m-am gândit cel mai bine, pentru un YouTuber cu puține abonați, e mai bine să zici ce să nu faci decât să arăți ce să faci. Pentru că dacă ai puține abonați, nu poți arăta lumii ce să facă pentru că nu va avea încredere în tine. Dar de aia, dacă ai puține abonați, știi ce să nu faci, ca să nu continui în felul ăsta. Așa că hai să la discuții și să începem trebușoara. Lucruri pe care să nu le faci dacă ești YouTuber. Numărul 1. Nu fi transpirat. Dacă vrei să ai un YouTube de succes, adică opusul eșecului, nu trebuie să spamezi cu videoclipuri, pentru că dacă spamezi cu videoclipuri, lumea nu se va strădui să vadă toate videoclipurile tale. Trebuie să faci videoclipuri puține și calitative. Numărul 2. Nu filma preistoric. Nimeni nu se va uita la un videoclip cu rezoluție maximă 460 de pixeli. Nu. Trebuie să ai o rezoluție de Full HD la videoclipul tău, pentru că da, lumea nu se uită în general nici la 720, decât dacă videoclipul este bine editat. Numărul 3. Editează frumos. Dacă vrei ca videoclipul să iasă bine, trebuie să editezi corect. Trebuie să pui tăieturi la fiecare secvenț. De exemplu acum, ați văzut cum de la ta a început să vorbesc altă chestie, pentru că nu, voi nu trebuie să aveți pauze în timp ce vorbiți într-un vlog. Asta e magia vlogului. Să puneți cât mai multe tetori, dar să nu iasă ceva excesiv, ca să puteți zice așa. Și mai trebuie să știți un lucru, nu încercați să faceți efecte low budget. Adică să nu lăsați să se observe că ele acolo. Numărul 4. Studiază statisticile. Dacă vrei să ai succes un mai mic pe YouTube, ai putea să sar peste partea asta, chiar dacă este destul de importantă. Ca un YouTuber trebuie să îți cunoști toate statisticile canalului tău. Poți intra pe YouTube Studio sau pe Social Blade. Statisticile îți pot arăta ce fel de videoclipuri le plac vizionatorilor tăi. Pentru că dacă vei posta un videoclip care oamenilor nu le pasă, înseamnă că nu te uita la statistici. De exemplu, cel mai apreciat clip de-a meu este cel cu canalul de gaming până acum. Ceea ce înseamnă că pe canalul meu oamenii lor le place să vadă chestii noi. De-aia eu postez câte o chestie nebunească cam de fiecare dată când postez câte ceva. Păi, cam atât a fost și cu acest learning time. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez, să dați un follow acolo meu de Instagram, la videoclipul Zotal Paradu să zic, și să vă abonați la canalul meu de gaming unde postez live-uri foarte rar. Hai v-am lăsat, pa!